de tratamentul propriu-zis, suportul familial este extrem de important. Pentru că pacientul, în momentul în care se pleacă din spital, se dă o rețetă. Nu ai siguranța că își va lua acel tratament dacă nu este cineva care să-l supravegheze în permanență. Iar acel cineva nu poate să fie decât familia. De asta și numărul celor care se reîntorc după ce se externează este foarte mare din rândul celor care nu au suport familial. Sunt mulți? Sunt. Nu știu să vă dau așa un număr exact, dar sunt destui care se reîntorc. Le rușine celor din familie sau nu mai există? Din păcate, să știți că încă nu au trecut peste această fază. Încă se simt stigmatizați cei care poartă o asemenea boală și nu numai ei, cât și cei din rândul, din familie. E și vina noastră. Lucrul acesta ar trebui să dispară până la urmă, pentru că nu mai este o rușine, este o boală care poate să afecteze pe oricine până la urmă și, din păcate, să știți că părerea mea este că și în afara spitalului sunt destui care au o depresie mai mult sau mai puțin, mai ușoară sau mai gravă. Deci lucrurile astea ar trebui să te duci cu fruntea sus la un medic psihiatru, la un psiholog, să găsești o soluție care să te determine să treci peste lucrurile astea. Așa ar trebui să fie, cred eu.